Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți, sunt Luana Popovici și vă prezint principalele știri ale zilei. Curtea de Conturi a constatat nereguli în ceea ce privește angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare la Societatea Servicii Comunale Rădăuți. Este vorba despre nerespectarea reglementărilor legale și prevederilor legii bugetare privind destinația fondurilor. Potrivit raportului privind finanțele publice locale al Curții de Conturi, dat publicității anul acesta, suma este de 24.000 de lei. Această sumă reprezintă drepturi salariale necuvenite date unor salariați prin compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate, dar și prin acordarea de tichete cadou și prime de Crăciun către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Servicii Comunale. Conform aceluiași raport, organele de control au constatat efectuarea de cheltuieli nedeductibile fiscal aferente achizițiilor și plăților realizate pentru bunuri și servicii, acestea fiind făcute fără confirmarea realității operațiunilor pe bază de documente justificative și ridicându-se la suma de 63.000 de lei. Totodată, în urma verificărilor făcute la servicii comunale, s-a descoperit că au fost încălcate prevederile legale privind achizițiile publice în vederea asigurării serviciilor de mentenanță a centralei în cogenerare realizată prin proiectul Suceava, utilități și mediu la standarde europene. Serviciile de întreținere integrală a acesteia, precum și serviciile de asistență juridică achiziționate cu nerespectarea reglementărilor în vigoare de servicii comunale Rădăuți, însumează peste 1,53 de milioane de lei. Nu în cele din urmă, raportul relevă că au fost nerespectate și dispozițiile legale privind asigurarea conducerii entității de către directorul general în baza unui contract de mandat și stabilirea criteriilor de performanță, într-o situație similară fiind și Societatea Comercială Servicii Comunale din Siret.